Dincolo de orice lucruri grozave teologice, aș vrea, dacă s-ar putea, ca oamenii să înțeleagă un singur lucru. Lucrurile rele vin de la cel rău, lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Dumnezeu este inițiatorul și cel care face lucrurile bune, dar Satan este cel care face lucrurile rele. Am întâlnit părerea unui om, un creștin, care mi-a împărtășit faptul că a avut un accident la locul de muncă, i-a căzut un stâlp în cap și a avut două operații pe creier și a fost destul de dramatic episodul. Și îmi spune așa, mai în glumă, mai în serios, știți, nu e luța lui Dumnezeu. Și am zis, măi, stai puțin, m-am umplut de revoltă. Cum poți să spui că așa ceva ar putea să fie, nu e luța lui Dumnezeu? Dumnezeu i-a semuit cu un tată care își iubește copiii și chiar dacă noi, ca tați pământești, mai putem să dăm rateuri și să mai facem și lucruri rele, Dumnezeu nu poate fi acuzat de așa ceva. E o adevărată blasfemie să-L acuz pe Dumnezeu că Dumnezeu ar fi făcut așa ceva. Zic, dacă tatăl tău pământesc ți-ar fi dat cu un stâlp în cap să trebuiască două operații pe creier, ai fi gândit că e un lucru bun pe care tatăl tău îl face ca să te corecteze? Ar fi putut fi aceasta o metodă de didactică pe care să ți-o aplice? Nu, ți se pare o nebunie, nu? Tot așa, cum să pui asta pe seama lui Dumnezeu? Deci, uneori, oamenii interpretează lucrurile rele ca fiind din partea lui Dumnezeu pentru că au agățate de ele și lucruri pozitive. Era mărturia cuiva care i s-au tăiat într-un accident, i-au tăiat picioarele și mărturisea că a fost intervenția lui Dumnezeu, fiindcă îi plăcea să meargă pe la discoteci, să danseze și lucruri ca acestea. Și am zis, este o adevărată blasfemie să pui pe seama lui Dumnezeu astfel de metode didactice ca să te mutileze, ca să nu mai poți să dansezi. Sigur că lui Dumnezeu nu-i plăceau lucrurile alea, cu siguranță, dar și faptul că te-ai întors la Dumnezeu în urma acestui tragic eveniment nu înseamnă că asta e metoda lui Dumnezeu de a te atrage la El. Asta a fost metoda lui Satan de a te mutila, dar Dumnezeu a intervenit și a mântuit, a salvat ce a mai rămas din tine. Și asta nu înseamnă că asta a fost intenția lui Dumnezeu și că Dumnezeu se folosește de astfel de lucruri. Deci aș vrea ca lucrurile să fie atât de clare, fiindcă uite, îi explicam cuiva, dacă mi-aș găsi mașina zgâriată, aș zice, mă, prietenul tău mi-a zgâriat mașina că îi supărat, că nu i-am dat o favoare de care avea nevoie de la mine și s-a răzbunat pe mine. Și tu ai, cu siguranță ai sărit, cunoscându-l pe prietenul tău ca pe un om onest, un creștin serios, că el nu poate să facă așa ceva, că nu-i stă în caracter. E imposibil ca el să îmi fi zgâriat mașina din motive de răzbunare. Ei, cu atât mai mult, zic, nu să face, să punem pe seama lui Dumnezeu, care zice Scriptura, nu poate fi ispitit să facă lucruri rele, să punem pe seama lui Dumnezeu tot felul de accidente, tot felul de nenorociri, care, fiindcă au atașate în drama lor și chestiuni pozitive, să zicem că îs de la Dumnezeu, fiindcă, uite, că în felul ăsta s-a ajuns și la lucruri bune, la lucruri, la întoarcerea lui la Dumnezeu sau la lucruri ca acestea. Deci, gândiți-vă, întotdeauna lucrurile rele vin de la cel rău și trebuie să lupți împotriva celui rău și lucrurile bune vin de la Dumnezeu și trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru partea aia de bine pe care a făcut-o.